Bănuiesc că ați băgat deja de seamă că Matei în capitolul 9 e plin de minuni. Mă rog așa în această seară, în dreptul vieții mele și în dreptul vieții tale, să facă minuni noi. Amin. Și să aveți încredere că e Domnul minunilor. Iisus Hristos avea și are și acum și autoritate și putere. Și mă rog să o folosească în seara aceasta. Și știți de ce? Pentru că povestea e grea pentru noi. Marcu și Luca povestesc în Marcu, în capitolul 5, în Luca, capitolul 8, puțin lucrurile diferit. Au fost mai aproape de evenimente, le-au înțeles altfel. Normal, ei spun că fata nu murise când tata a plecat de acasă la Iisus Hristos. Era doar bolnavă. Zice că în timp ce vorbea cu Domnul, au venit și au spus, fata a murit. Avea 12 ani. Femeia cu care s-a împiedicat Domnul, de care s-a împiedicat și l-a prins pe Domnul de haină, avea tot 12 ani de boală. Ea avea 12 ani de nenorocire, ăsta până acum ea i-a răbusese 12 ani de bucurie. Și dintr-o dată, poate că a fost ea bolnavă puțin, dar dintr-o dată află că a murit. Nu știu cât a fost bolnavă. Nici nu știu ce grav. De fapt, copiii noștri încep să se îmbolnăvească pe la 12 ani. Cam cât avea fata asta. Și începem să trimitem pe bilete, să țin că nu-i ceva în regulă, mai le tragem câte o palmă, mai ceva, ne pun pe gânduri. Mă, parcă nu l-am făcut eu. Parcă n-am făcut-o, că eu când eram la 12 ani eram responsabilă. Și ei sunt. Încep să se îmbolnăvească. Pe la 12 ani afli că, bă, o fumat în budă la școală. E numai bolnav puțin. Mai târziu poate că mor. Pe la 14, 16, 18, nu mai vin la biserică. Și se duc din păcat în păcat tot mai mult și mai afli că a murit. Și eu nu mai cred în Dumnezeu, nu mai... nimic din toate astea. Și atunci, de obicei, mergem și spunem, a murit. Sau nu spune nimic, ne luăm femeia de gât, o strângem până se bulbucă ochii, că e femeia de vină, soția. Sau ia pe noi, depinde, pe bărbați. Oricum, trebuie să căutăm un țap ispăjitor între cei doi. Pentru că marea porcărie pe care o facem ca părinți în momentul în care avem probleme cu copiii noștri este să ne luăm noi de gât. În loc să fim atunci una, când copiii noștri sunt bolnavi și aproape morți, când deja încet, încet se instaurează moartea în sufletele lor, în viața lor, noi începem dintr-o dată să avem un război mondial în casă. Și nu mai suntem niciun folos. Și ne dăm seama că a murit. Înviază-l. O mare parte dintre copiii noștri, de fapt, nu sunt morți. Sunt doar în comă. Așa îi ducem la biserică. În comă mă ascultă pe mine, în comă cântă, fiind în comă, vin vinerea la tineret, tot în comă. Comați îi duce mai departe, și căsătorim tot în comă. Se întâmplă în momentul ăla când îți dai seama că părinte, gata, a murit. Te duci la soție și spui mort. E mort. Se poate întâmpla în timp sau deodată, să știi. Să fi avut niște semnale tu sau să n-ai niciun semnal. Pentru că se poate să se întâmple să auzi dezastru dintr-o dată. Nu mai vine acasă noaptea asta. Sună poliția. Apropo, putem să vă facem un... bun. Pot muri și dintr-o dată. Eu nu spun asta. Cert este că a murit, a murit. Predica în seara aceasta, ce facem? Predica în seara asta se numește viață pentru copiii noștri. Pot fi în viață. Nu credeți. Probabil că va trebui să ajungeți acolo ca să ziceți amin. Nu vă doresc. Pot fi în viață copiii noștri dacă mor.